Primăria Piatra Neamț a anunțat că lucrările din zona 9 Mai sunt în plină desfășurare. Au fost montate grinzile de beton la noul pod de peste râul Chiujești din Piatra Centrală. Alături de podul existent, care va fi modernizat, va asigura 4 benzi pentru circulația autovehiculelor. Pe același coridor de mobilitate s-a lucrat la aducerea căminelor la cotă și la refacerea trotuarelor. Au fost realizate subtraversări la drumurile laterale, lucrări la canalul tehnic și au fost montate tuburi de protecție pentru cabluri. Stadiul lucrărilor pe acest coridor de mobilitate a ajuns la 50%. În perioada care urmează se va finaliza trotuarul de pe Bulevardul 9 Mai și dacă starea vremii va fi favorabilă, se va freza asfaltul și se va așeza stratul de bider de carosabil. În perioada care urmează se vor finaliza trotuarele de pe Bulevardul 9 Mai și dacă starea vremii va fi favorabilă, se va freza asfaltul și se va așeza stratul de binder pe carosabil.